De anul viitor, cred că mulți antreprenori mi s-a părut că încă nu știu că urmează safteu și pentru ei. Adică am avut pe cei mijlocii, i-am avut pe cei mari prima dată, dar de anul viitor avem safteu pentru cei mici. Ce trebuie să știe cei mici? Cred că de la 1 ianuarie, bine, dacă mă știu, este și o perioadă de 6 luni pe care nu vor fi sancțiuni. Da, a fost o perioadă de grație care s-a acordat și contribuabililor mari și contribuabililor mijlocii la începutul aplicării unui astfel de sistem. Ministerul de Finanțe a anunțat ferm că nu dorește să amâne această intrare în vigoare a extinderii SAFTE pentru toți contribuabilii din România, companii discutăm, și prin urmare ar trebui să se pregătească cu toții din ceea ce privește softurile pe care le au dispoziție, pentru că o problemă principală a acestui SAFTE e că nu poate fi făcut manual, adică e o declarație extrem de complexă care nu poate fi făcută dacă softul nu e pregătit să genereze astfel de detalii. Prin urmare, trebuie să se asigure că sistemele informatice pe care le folosesc sunt capabile să genereze astfel de declarații. Deja lucrurile cumva s-au mai rodat, în sensul că majoritatea softurilor contabile au fost adaptate, poate mai sunt oarecare aspecte care trebuie corectate, însă, în general, eu cred că majoritatea sunt pregătite să facă o astfel de trecere, mai ales că poate la nivel de firme mici complexitatea nu e atât de mare și poate nevoia de prelucrare sau volumul declarației care rezultă din acele date nu este la o dimensiune atât de mare și cu probleme tehnice pe care le vedem la contribuabilii mari. Și în contextul ăsta avem practic SAFTE-ul de anul viitor, în momentul de față avem ETV-ul care o să vină și cu sancțiuni de anul viitor. Întrebarea este, se mai justifică ETV-ul? ETV-ul, și poate aici e un element important de discutat apropo de rolul fiecărui instrument de acest tip, pentru că SAFTE-ul este un instrument de inspecție fiscală. Este un instrument prin care autoritatea fiscală colectează date contabile pe care, pe baza unor procese de prelucrare interne, le folosește pentru a se asigura că ceea ce s-a declarat de către contribuabil e corect. Prin urmare, acest instrument de inspecție cred că trebuie folosit în partea de inspecție, de verificare. Nu ar trebui să fie folosit în partea de administrare. Adică n-ar trebui să luăm date din SAFTE, să le ducem în e-decont, care de fapt e un instrument care se dorește ajuta în administrare, în sensul de a-i da contribuabilului o serie de informații pentru a se verifica cu ce informații are autoritatea fiscală, dar acele informații din e-decont ar trebui din alte surse, de cele mai multe ori, adică din surse terțe, ce a declarat un furnizor că mi-a vândut. Dacă îmi dă ce am declarat eu în altă declarație, nu prea are sens. Adică să compar declarația mea de ieri cu declarația mea de azi nu are o utilitate foarte mare. Prin urmare, aceste instrumente cumva trebuie corelate și gândite și utilizate fiecare pentru scopul pentru care cred eu că au fost create. Pentru că SAFTE-ul, după cum îi poartă numele, se numește Standard Audit File for Tax, adică e audit, e de verificare, nu e de administrare. Îl folosește ANAF-ul cum trebuie în momentul de față? În momentul de față, din ce înțelegem, se fac o serie întreagă de teste de consistență. S-au trimis deja vreo două rânduri de notificări cu privire la corelări de informații din aceste declarații. Pare că ușor, ușor lucrurile încep să fie folosite în această zonă. Prin urmare, mă aștept ca și de anul viitor aceste lucruri să continue pe măsură ce intră și contribuabilii mici. Însă, deocamdată, n-am văzut însă un control făcut pe baza celor date, pentru că atunci cred că avem un proiect de succes în momentul în care acest tip de instrument e folosit pentru a identifica riscuri, pentru a corecta anumite lucruri, exact cum face o inspecție fiscală, pentru că ăsta e rolul acestui instrument, de a ajuta inspecția fiscală în munca pe care o desfășoară.